Iar pe mine. Nu, o să fac un lucru. Haideți să vă mai spun o dată despre sponsorii evenimentului. Vă mulțumesc încă o dată pentru SMS-ul trimis la 74115. Da? Și dacă am avut probleme, vă rog să ne scrieți pe grupul Lumea SEO PPC, astfel încât să putem să rezolvăm eventualele probleme care au apărut și să găsim modalități mai eficiente de a vă lua bani. Pe lângă acest aspect, vreau să mulțumesc încă o dată sponsorilor. Vorbeam aici de un sponsor care e sponsor principal, Newsman. Câți dintre voi folosiți MailChimp pentru a trimite e-mail-uri? Ok. Newsman este o soluție special construită pentru antreprenori care vine în rezolvarea problemelor direct ale problemelor antreprenorilor și direct pe... Ionuț, nu vrei să le spun? Nu, zic eu ca să fie mai... spun din experiența faptului că am folosit deja soluția pentru Lumea SEO PPC și o vom folosi de acum încolo. Vă invit să încercați soluția și o să vă mai vorbim despre soluții de acum încolo. Nu știu exact. Vrei să ne spui ceva despre... Nu acum. Dar sunt sigur că o să fie un moment în care o să venim special să descriem mai multe caracteristici ale soluției, nu? Au API. Ok. Cum? Au API. O să... ați găsit niște pliante pe masă, citiți acolo, vedeți răspunsurile. Nu știu exact dacă soluția de API e disponibilă, nu știu când e disponibilă și pentru și în ce condiții, dar cred că, ar trebui să funcționeze. Ok. V-am mulțumit vouă. Mai mulțumesc încă o dată IQSTraffic.ro, comunicate de presă, două parale, SEO Monitor, Web Digital, dar și Tonka Sol Cafe. Și acum o să vă povestesc despre ce trebuie să știți ca să ajungeți întregi la destinație. Din prezentarea mea, vă anunț că voi relua cu scopul de a reține, ca voi să rețineți, informații pe care și Cătălin vi le-a dat în prezentarea lui. Din păcate, nu am tangențe cu prezentarea lui Radu, fiind o altă specialitate în zona de SEO și de Search Engine Marketing, și anume Search Engine Optimization, și atunci nu mă voi intersecta cu prezentarea lui, dar cu prezentarea lui Cătălin mă voi intersecta un pic. Asta e foarte bine pentru că veți reține mai bine, așa? Ok, în fine. Primul lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere și pe care l-a spus și el, este felul în care structurați o campanie de Google AdWords. Și anume, ce se întâmplă cu căutările pe care voi... căutările care se întâmplă, dar voi nu aveți oferte disponibile la momentul respectiv. Deci, le colectăm. Așa. Da, structura campaniei trebuie să fie centrată pe oferte și pe audiențe. În sensul în care, dacă noi construim o campanie, să spunem o campanie de all-inclusive middle class, trebuie să construim grupurile. Și acum, o observație. Nu vreau să gândiți ce vă scriu aici ca și grupuri și campanii per se, adică cum sunt ele structurate în Google AdWords. Vreau să mergeți mai departe să gândiți că, doamne, pot să grupez trei campanii într-o campanie care reprezintă o campanie specifică pentru zona asta. Practic să aveți trei vectori de trei direcții, trei campanii separate, dar practic să le considerați o singură campanie. Nu știu, le puneți, le aplicați la toate câte un label. În primul și în primul rând, câți dintre voi au făcut până acum o campanie Google AdWords ca să știu să îmi calibrez un pic discursul? În regulă. Bun. Și atunci, lucrurile stau în felul următor. Nu mă refer și fac observația asta la o campanie per se doar din perspectiva Google AdWords o campanie, ci când spun campanie mă refer la toate cele 1, 2, 3 campanii care vin să servească un anumit tip de obiectiv și anume, în cazul ăsta, centrat pe all inclusive middle class. Acum, în momentul în care facem research-ul de cuvinte și ne ducem mai aproape, mai departe de utilizator și anume, facem căutări generale, stabilim cuvinte cheie generale și cuvinte cheie specifice, facem lucrurile astea în funcție de locațiile pe care vrem să, pe care avem oferte. Și anume, dacă avem oferte pentru Bulgaria, încercăm să avem specific grupuri care strâng audiență de Bulgaria. Și aici, dacă noi am folosit, de exemplu, vacanțe all-inclusive pe Phrase, am avea o mare problemă. Pentru vacanțe all-inclusive pe Phrase ar aduce la sine un trafic pe toate destinațiile și nu numai pe destinațiile orientate pe care dorim noi să avem, să aducem trafic. Și anume pe all-inclusive Bulgaria, de exemplu.
În sensul ăsta? Aha. În sensul ăsta, ar trebui să structurăm practic, ok, la nivel de listă de cuvinte cheie, să mergem pe phrase match, sau, ok, pe modified broad, dar dacă mergem pe modified broad, să adăugăm neapărat locație. Practic să pivotăm în jurul locației. În momentul în care facem o astfel de campanie, tot timpul trebuie să avem alocată o listă de remarketing, ceva care culege audiența și, și targetează audiența, practic marchează audiența pe destinația respectivă. Adică toți cei acei utilizatori care au căutat Bulgaria. Toți cei acei utilizatori care au căutat Bulgaria reprezintă segmentul potrivit de audiență pe care să-l refolosim ca o listă de subscriber, de exemplu, pe principiul email marketingului. Adică, odată ce i-am marcat ca fiind utilizatori care și-au manifestat intenția în direcția Bulgaria, ne gândim că ei au făcut lucrul ăsta datorită faptului că ei se află într-un anumit segment social. E, ce tip de oferte sunt potrivite pentru all inclusive Bulgaria? Păi poate sunt și Turcia e potrivită pentru Bulgaria, poate și Grecia potrivită pentru Bulgaria, anumite Grecia tot insulară, ok, nu Santorini, dar sunt anumite locații din Grecia care s-ar potrivi. E, ideea e că în permanență utilizatorii caută pe toată perioada anului ofertă în Bulgaria. Ei nu se opresc doar iarna, doar vara, doar în sezon sau doar când operatorul de agenția are oferta disponibilă. Și atunci noi schimbăm practic anunțurile. Și în loc să comunicăm o ofertă specifică cu preț, cum zicea Cătălin, ca să-l aduc pe utilizator să-l triez deja din ad, mergem un pic mai departe și în loc să-l triem utilizatorul de acolo, mergem pe o chestie generală și oferim niște variante de, niște lucruri generaliste. De exemplu, îi spunem despre încredere, îi spunem despre valorile pe care le transmitem noi și putem să facem asta folosind daturi deștepte care, și chemând către acțiune în site. Fii la curent cu ofertele pe care le vom avea noi pentru Bulgaria sau pe care le pregătim pentru tine. Sau, practic, targetăm utilizatorul în stadiu de comparare, nu în stadiu de cumpărare, deci nu în ultimul stadiu. Îl targetăm în momentul în care el se informează și în momentul în care el compară. Și după care, după ce l-am marcat în lista de audiență, îl lansăm în momentul în care avem ofertă. Ați încercat metoda asta? Ok, aici, acolo e mai bine, dacă practic legăm și cu targetarea sociodemografică din Facebook, deja e incredibil. Dar oricum ar trebui să avem o listă de remarketing specifică pentru campania respectivă, pentru că ei înseamnă că au ajuns cu anumite intenții, că eu când am gândit cu lista de cuvinte cheie, am gândit-o cu un anumit lucru în minte, cu o anumită audiență în minte. Ei au ajuns acolo, și după aia o concatenez și o combin cu lista din Facebook, excelent, deja sunt mult mai departe. Ok, deci nu vreau să intru foarte în detaliu, pentru rule of thumb așa, construiți în jurul ofertelor și în jurul audiențelor. Gândiți audiențele ca fiind, practic, în momentul în care aveți ofertele, dați-le oferta grupului țintă pe care l-ați definit. Deci, practic, cuvintele cheie nu trebuie să le confundați cu oferta, ci trebuie să cuvintele cheie doar definesc audiența. Asta e rolul lor. Da? Ok, ce facem cu campaniile un pic mai generale? Ok, avem campanii mai generale, dar sunt cu rol complet de informare. Practic, excludem locații din campaniile generale ca să nu fim, să nu luăm tocmai acel trafic care este adus pe o anumită locație. Ok. Astea sunt campanii, le-am denumit noi, cu, practic, campaniile astea sunt multiple cu un singur produs. Un singur produs ar fi vacanța și după aia destinația ar fi destinațiile, e un pic complicat, e mai mult de povestit. Ideea e că dacă structurăm modular, avem campanii care sunt cu un singur brand, un singur produs și după aia extrapolând de la situația asta și avem mai multe branduri, mai multe produse. După care mai multe produse, un singur brand și după care mai multe branduri, mai multe produse. Ca să putem, când construim campania, să avem o viziune foarte clară asupra modelului de lucru.
Doar că, în cazul ăsta, mai multe branduri înseamnă mai multe destinații. Dacă renunțăm la construcția asta de ce înseamnă brand, ce știm că am învățat de la Școala Națională de Studii Politice sau de la comunicare și dăm la o parte ce înseamnă brand, ne putem gândi la orice că ar fi brand, o caracteristică a produsului respectiv. De exemplu, dacă avem lentile de contact, asta e un produs. Dar lentile de contact Chiba Vision ar fi o categorie de un brand și după care putem să mergem în detaliu pe fiecare din brandurile pe care le avem disponibile pentru lentile de contact. Practic, singura această categorie de produs o reprezintă, în cazul nostru, în zona de turism, o ofertă de vacanță. Iar destinațiile reprezintă aceste branduri multiple. Nu știu dacă am fost complet clar, dar v-am zis, chestia asta este, am precizat-o, tocmai ca să puteți să construiți modular campaniile și să aveți o viziune cât mai clară asupra lor. Și dacă gândiți din perspectiva asta, veți putea face lucrul ăsta. Și mai mult decât atât, în momentul în care începeți să gândiți modular campaniile, veți vedea că puteți să mergeți pe toate stadiile de achiziție. Lucru pe care nu puteți să-l faceți dacă e o abrambureală în structură. Da? Ok. Bineînțeles că cea mai des întâlnită eroare pe care oamenii o fac în campaniile de Google AdWords și din sute de audituri realizate, asta e cea mai mare greșeală, și anume match type-ul. Foarte mare atenție. Match type-ul schimbă o campanie. Practic, dacă spuneam la un moment dat cuiva că dacă am modificat un cuvânt, un match type la un cuvânt, practic a schimbat radical campania dacă acel cuvânt era un cuvânt care avea aducea o trafic semnificativ, trafic mai mult în campanie. Practic avea o pondere mai mare de volum de trafic. Bineînțeles că soluția e să adăugăm cuvinte negative, dar asta e o practică, asta nu e o soluție la o problemă, asta e un lucru pe care trebuie să-l facem în continuu. Și da, e mai complicat decât dacă am începe o campanie cu exact match-uri. Dacă am începe o campanie pe exact match, practic nu am mai avea problema de negative și am fi complet în control asupra cuvintelor cheie căutate și termenilor introduși în căutare. Pentru că, practic, acolo se face confuzia. Termenul căutat versus cuvântul adăugat în listă. Dacă în listă adăugăm cuvântul Vacanță Bulgaria 2013, ne așteptăm ca toți utilizatorii care vor căuta Vacanță Bulgaria 2013 să ajungă la noi. Dar, surprinzător, se întâmplă următorul lucru. Dacă bugetul este limitat, atât de tare se canibalizează celelalte, se canibalizează între ele celelalte căutări pe lângă Vacanță Bulgaria 2013, încă Vacanță Bulgaria 2013 posibil să nu ia nicio căutare. Să nu se afișeze anunțul pentru nicio căutare. Și trist. Și atunci ne uităm la o campanie și o frustrare foarte mare pe care o avem, și colegii mei o au. Primim o campanie de la un client și apare situația asta. Zice, domne, eu aveam un cost pe click mai mic când ți-am dat campania și aveam un volum mai mare de căutări. Zic că este posibil ca volumul de căutări să fi schimbat de luna trecută până acum. Se întâmplă. Mai apar lucrurile în piață, oamenii dau comunicate de presă, se întâmplă, apar filmulețe care au potențial viral și își potențiază viralitatea la maxim și să nască roboții 2, roboții 3 și toate cele. Dar soluția în care crește volumul de cuvinte cheie de căutări exponențial, volumul de căutări, e mic, adică șansele sunt mici să schimbe de la unul la altul. Ce se întâmplă practic? Normal că costul e mai mic în momentul în care noi mergem pe căutări marginale. Noi nu participăm la licitații cu pieptul în față. Noi mergem la licitații cu capul în jos, luând tot ce e pe margine. Tot ce rămâne de la licitațiile în care oamenii chiar licitează. Și atunci, normal că dacă licităm 0,1 RON pe Vacanțe Bulgaria 2013, da, nu știu dacă în cazul ăsta apare, dar zice că licitezi 0,5. Dacă licitezi 0,5, e posibil să te afișezi, dar e posibil să iei numai căutările cu, ok, dacă ai negative, review-uri și toate cele la negative, ok, o să mai salvezi din lucruri. Dar dacă nu te duci acolo și nu ai eliminat, n-ai pus cuvinte negative și n-ai stabilit exact match type-urile, riști să iei tot felul de căutări care sunt complet pe lângă. Să zic sincer că
ca să poți să intri la un moment dat la o căutare de tipul Sejur, Bulgaria 2013, trebuie să licitezi undeva la 3 lei. Nu, eu nu-i dădeam un exemplu, că dacă tu licitezi 3 lei, deja ești cu pieptul în față, asta zic, adică... Nu, cam aia e, dar să prinzi un loc de cât acolo în primele 3, deci că în primele 3, așa. Pe Bulgaria, efectiv. Da. Nu, ce vreau să înțelegeți este că match type-ul e un vector important în direcția campaniei. Și e important să analizați cu atenție. Match type-ul exact match, phrase match, broad match și modified broad. Le-am pus pe tablă, le-am prezentat și la Google Engage Academy pentru cei care nu sunt complet familiar cu aceste definiții. Ok. Aici era o sugestie pe care v-am făcut-o și mai devreme. Nu pierdeți căutările specifice altui sezon. Cum? Adică eu am Bulgaria vară și eu sunt iarna și vrei să fac campanii de Bulgaria vară? Cum să fac campanii de Bulgaria? Eu sunt iarna afară. Cum să fac campanii? Asta este răspunsul pe care îl primim. Păi da, de acord. Dar oamenii caută Bulgaria iarna mai puțin vara, dar caută și vara. Și atunci poate ar trebui utilizatorii care sunt să gândesc cu 6 luni înainte, cu 4 luni înainte, să-i prinde și pe aia într-o listă de remarketing. Ok, ce le dăm? Ei sunt clar în stadiu de informare, ei sunt clar în stadiu de comparare. Trebuie să-i aducem și pe ei către noi, să-i marcăm ca utilizator cu intenții și după aia, când vine vara, iarna sau vara, da, depinde, să mergem către ei cu ofertă. Pentru că noi știm că i-a căutat acum 6 luni. A, da, o parte dintre ei știm că au cumpărat. Dacă vreți să faceți, să fiți foarte dichisiți în zona asta, puteți să excludeți pe cei care v-au completat formularul. Dacă vreți neapărat. Puteți ziceți, domne, sunt toți utilizatorii care acum 6 luni, și asta înseamnă 6 luni pentru cei care vor să placeze deja cookie-ul și iau notițe, 180 de zile. În... 180 de zile să nu expire cookie-ul, ca să prindeți perioada cealaltă, dar nu, noi mergem și pe 365. Dar cu mare atenție și cu grijă pentru consumator în momentul în care facem campaniile. Adică să nu stresăm foarte mult, plasăm capping, limitare de frecvență și toate ce. Deci, recomandarea mea, sper că colegii mei sunt în consens cu mine vis-a-vis de această sezonalitate. Da, ok, dacă bugetul îți permite. Evident că tot timpul o să existe restricții de genul ăsta. Dar dacă bugetul îți permite, vară și iarnă, și vara să fac căutări de iarnă și iarnă să fac căutări de vară. Și, după cum a existat o observație mai devreme, clar, dacă... Haideți să vă spun ceva. Putem să ajungem, Miruna, colega mea de la PR, spunea următorul lucru într-o prezentare. Zice așa. Putem să ajungem la mamele care au copii între 1 și 6 luni, care ascultă Doors și care se joacă Angry Birds și au telefon Android. Și au vârsta între și au fix 30 de ani anul ăsta. Și care caută suzete cu flux variabil. Putem să ajungem exact la mamele astea. Și nu, asta nu e o glumă, asta e cât se poate de serios. Faci campanii de suzete cu flux variabil sau cu flux continuu, câți dintre voi sunteți mame sau tați sau aveți copii? Sau copii. Eu n-am încă. Ok, bun. Deci nu știu dacă știți încă ce înseamnă suzetă cu flux continuu și flux variabil. Am avut ocazia să lucrez la un magazin de puericultură mică online. Bine, era mai de mult 3 ursuleți pe brăsă mea. Și am avut ocazia să învăț toate tipurile de suzete, tetine, pompe, pompițe și de toate. Oricum ar fi, ideea în felul următor. Chiar putem să ajungem la acești utilizatori, cum? Combinând cele două segmentări. Avem, pe de-o parte, segmentarea bazată pe intenție, de unde identificăm mama care caută suzete cu flux continuu, după care concatenăm lista generată de mamele care vin pe căutarea respectivă, supoziția noastră este că ele sunt mame, dacă vrem să fim acolo, nebunie, putem să selectăm femei, dar asta e o... Na. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Acum colegii mei o să-mi spună cam cum mai stăm cu not provided. Da, asta e... Depinde mult de nișă. Ok. Văd că sunteți un pic triști așa. Bine, ați găsit o soluție, nu? Am înțeles că aplicația se omântă, acum rezolvă problema. Oarecum. Oarecum. În regulă. Ideea în sine e că putem să ajungem la audiențele astea cum? Combinând cele două tipuri de segmentare.
Facebook plus search, combinat în liste de audiență separate, concatenate, servim campanii de remarketing. Putem să facem chestia asta acum, 2013. E un lucru extraordinar. Adică dacă Alexandru Negrea ne vorbește despre faptul că oamenii se găsesc pe Facebook sau își găsesc pe rudele pierdute, copiii care sunt orfani și după aia își găsesc părinții naturali și toate cele, și vorbește cu foarte multă pasiune și cu cât de extraordinar este social media la momentul ăsta, cu aceeași pasiune vă spun și eu că sunt complet uimit de faptul că putem să segmentăm audiența atât de bine încât să ajungem la exact cine caută, când caută, cu oferta noastră specifică. Și dacă n-ați combinat cele două medii, Facebook cu AdWords, acum e momentul. O să vă spun în altă prezentare și cum combinați LinkedIn-ul cu Facebook, cu AdWords și cu Facebook. Ok. Folosește-te social media pentru a identifica audiențele interesate. Exact, completează practic ce spuneam, dar mai mult decât atât. Câți dintre voi au folosit UTM pe link-urile din campaniile de social media, de Facebook, prin comunicarea media? Ok. În momentul în care comunicați pe social media și folosiți tracking pe URL-urile pe care le folosiți în social media, ce faceți practic, ce ar trebui să faceți, pasul 2, este să identificați audiențele în funcție de topicul pe care îl comunicați în statusuri. Vorbiți despre iarnă, puneți un link cu ceva care spune în campaign, content, whatever, iarnă. Vorbiți despre vară, la fel. Și după aia grupați audiențele în funcție ce le spuneți voi. Pentru că cine dă click pe o... Vezi ce frumos este în Honduras. Nu o să-ți vine să crezi. Nu, asta că nu o să-ți vine să crezi, nu știu. Cred că tentează altceva acolo. Nu, că nu trebuie să mergi chiar acolo. Adică dacă ai un CTR de 80%, nu înseamnă campanie, după cum prea bine știi, nu înseamnă că cea mai bună campanie. Dar, calibrând aceste două forme, poți chiar să mergi în a vorbi cu audiența ta, că practic de-aia social media ce ne oferă? Ne oferă posibilitatea de a comunica cu audiența noastră într-un mediu egal, într-un fel. Și atunci putem să facem lucrul ăsta folosind social media, folosind UTM-urile din social media și Facebook Ads ne oferă o grămadă de metode. Chiar acum, felicitări celor de la Spada, au scos un manual cu nu știu câte metode de a face ad-uri pe Facebook. Dacă vă plictisiți, vă suciți urechile acolo, știți ce să faceți, există agenții care fac asta. Ok. Aici era un exemplu dintr-o campanie interesantă, zicem noi, pe care am desfășurat-o cu bloggerii, se numea Remarketing pentru Blogosferă. Am păstrat un print screen aici, bine, nu-i chiar print screen, sunt cele două bannere care au rulat pe Imperator Travel. Imperator Travel este un blog care vorbește despre turism, foarte interesant acolo, povestește despre călătoriile lui, la fel ca cel al lui Răzvan Pascu. Fostul meu coleg de liceu, dacă nu înșel, care și el are de asemenea un blog care vorbește despre turism. Oricum ar fi, oricare ar fi bloggerul pe care îl știți, trebuie să încercați să, adică ar fi indicat să vă parteneriați cu acești bloggeri sau cu acești, să zic, free media journalists, sau bine, lor nu le place să fie jurnaliști, eu cred că sunt, dar na, asta e părerea lor, și să mergeți să luați audiența acelor blogări. Adică să vă duceți către ei și să ziceți, ok, uite, scrie și mie un articol despre cum a fost la tine în, nu știu, te-ai dus tu, te-am trimis eu în Balcic. Și du-te în Balcic, scrie despre Balcic și pune și codul ăsta de remarketing la tine pe blog. Și el o să zică, m-am dus și eu în Balcic, sau uite, îți dau super discount, 80%, adică până la urmă nici nu trebuie să-l trimiți tu în Balcic, știi? Și după care îi remarketezi audiența care e deja într-o relație personală cu blogul respectiv și cine citește despre Balcic, de regulă rezonează cu bloggerul care scrie despre Balcic și după care pleacă și el în Balcic. Și dacă faceți chestia asta cu toți bloggerii care scriu despre toate destinațiile pe care voi aveți oferte bune, că e important, că dacă el o face pentru voi, gata, ați deschis mintea, el o să o facă pentru toată lumea și după aia oferta cea mai bună o să fie cea care să vinde cel mai bine. În ciuda audienței. Ideea care e că
Eu am citit cel puțin 3 articole despre locații pe bloguri și, credeți-mă, m-au tentat prin prisma experienței pe care acei oameni le-au avut să merg în locațiile respective. În 2 dintre ele am și fost. Bine, într-una o să mă duc, deci. În Barcelona, nu e chiar așa. Știu cum să facem campanie. Da, deci, mult succes în sensul ăsta. Contextual advertising pe Google Display Network, Travel, YouTube, Gmail și AdMob. Nu ignorați zona asta. YouTube, astăzi, nu, ieri, s-a lansat în România, YouTube.ro, bine, s-a lansat în România, foarte bine, dar pe lângă faptul că s-a lansat în România, puteam accesa campanii de video ads pe YouTube. Aceste campanii ne oferă posibilitatea de a merge către utilizator. Cum? Merge către utilizator, poate, merge către utilizator cu un video despre Azerbaijan, știi? Cu, cum zice, cu covorașul, știi? Și chiar e frumos. Adică, știu că toată lumea a criticat filmulețul despre cel cu Elena Udrea și cu, când a făcut el cu turismul în România, dar mie mi-a plăcut. Adică chiar dacă ne transformam în pești și în alea, gândiți-vă cum ar fi să luăm părți din filmul ăla și să-l publicăm și să îl marketăm către utilizatorii care, nu știu, nu vreau să zic caută Gangnam Style, dar putem să mergem chiar în direcția aia, știi? Poate făcând o restricție demografică la nivel de vârstă. Dar, oricum, putem să facem lucruri interesante folosind video. Și nu e greu să facem un video. De regulă, cei care au hoteluri au video. Cei care au agențiile, na, mai au și ei acolo 2-3 filmulețe despre o țară. Nu e foarte complicat. Adică, la nivel de cost, nu știu dacă e chiar așa scump, pentru că există deja filmele, nu e ca și când le faceți voi pentru, special pentru campania voastră. Și ce faceți? Practic, haideți să vă spun un secret, după ce utilizatorul, 1-2, că eu vorbesc numai pentru voi în mod particular, deci mâine să faceți asta, știi? După ce au ajuns în video pe care tu l-ai promovat în YouTube și au dat click, clicurile care sunt după ce au ajuns ei în videourile promovate sunt gratis. Moca. Cu C. Da. Da. Sunt gratis. Deci, in video click tu, nici nu știu ce se numește, e bannerul care apare în video, dar atenție, doar în videourile promovate, da? Nu vorbim de videourile alea în care avem contextual advertising și livrăm true acolo. Video, adică. Cum? True video. True video. Da, da, da. Da. Sunt gratuit. În video. Da? Și cum le promovezi? Cum adică cum le promovezi? Cum ajungi la utilizatori? Nu, prin YouTube, pe căutare, pe căutare. De exemplu, el caută Azerbaijan și îi dai video. Dar dacă el caută Gangnam Style și îi dai, să încarcă video cu Gangnam Style și primele 5 secunde încarcă, hai să mergi în Azerbaijan. Serios. E incredibil. Și tot CPC. Bine, e CPV, dar e același principiu ca la CPC. Ok, nu mai zic, related videos, o grămadă de lucruri, în dreapta, conexe, după ce se termină video. Eu nu vorbesc după ce se termină video, tu cred că alea zici că e true view. Nu, în timp ce rulează video, apare un jos, click to overlay se numește. Da, 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 corect. Ăla, nu ăla după 5 secunde. Nu, după ce pornește video-ul ăla, deci merge 5 secunde, tu dai click pe el, pentru că tu, nu-i dai skip tu video-ul tău cu Gangnam Style, tu încarci video cu reclamă. Și după care, când s-a încărcat video cu reclama cu Azerbaijan Style, să uite la toate domnișoarele care sunt în reclamă acolo, nu zic că sunt, dar sunt, și după care îi apare un banner mic acolo, click to overlay, așa se numește. Ăla e gratuit. Și, și aici ai un exemplu. Puf, nu merge. It's complicated. Vă prezentasem contextual advertising în YouTube cu exemplu, cu cum să promovezi. Practic, filmulețul ăsta l-am făcut la Google Developer Group și le povesteam celor care fac aplicații mobile. Da, cu aplicații mobile am uitat. AdMob. Deci, Google Display Network are în compoziție, sau rețeaua la care se poate conecta, este de asemenea AdMob. Câți dintre voi jucați Angry Birds? Câți dintre voi ați terminat Angry Birds? Câți dintre voi ați terminat Angry Birds Star Wars? Câți dintre voi ați terminat... Atât? Bun. Eu mă joc noaptea, nu ziua, când muncesc, da?
Ok, ideea e că dacă, de exemplu, vrei să ești dezvoltator, nu, hai să nu mergem acolo, suntem tot agenții de turism, da? Și vrem să targetăm cei care sunt activi social pe o anumită zonă. De exemplu, cei care învață limbi străine. Eu, de exemplu, sunt un mare fan al limbii japoneze. Ba, și chineze. Acum învăț kanji, semnele alea complicate pe care le au japonezii. E bun. Și în aplicațiile pe care eu le-am downloadat cu training-uri, sunt locuri de penere. E cum ar fi dacă eu învăț japoneză să-mi dai cu o excursie culturală în Japonia. Păcălește-mă să mă duc în Japonia la să văd Tokyo, să văd Shinkansen-ul, trenul ăla rapid care se duce din Tokyo în nu știu unde, în nu știu câte minute, dar are vreo 800 de kilometri și ceva genul ăsta. Da? Adică cei care au aplicații mobile, cei care au iPhone, cei care cumpără deja sunt într-o piață diferită. Deja au un alt state of mind. Da? Uite, asta e o idee bună pentru... Putem să... spunem să cumpărăm aplicații pentru... Nu, ca să ajungem la lumea SEO. Aplicații, lumea SEO downloadează aplicația și... Nu, și după aia ți-a 5 euro. După aia faci un purchase. De fiecare dată când zici da, vin. Da, ce interesant. Păi da, faci un in-app purchase care îți dă un QR code. Ui ce bine, deci știi, poți să o faci tu. Bineînțeles, plătești. Da, să vedem. Bună gluma. Să vedem câți bani se strâng la sponsor și e ok. Bun. Încă un lucru pe care vreau să vi-l comunic și anume numărul 6 e că ați auzit de ăsta, cum ești ea? Scruggled. Câți dintre voi ați auzit de Scruggled? Tam, tam. Ok. Ce se întâmplă? Scruggled ăsta este Google goes through every word of every Gmail that's sent or received to sell ads. De fapt, asta e o campanie a celor de la Microsoft, un pic împotriva Google. Un pic. Hai că a făcut-o și Apple cu Microsoft, Microsoft cu Apple. Adică eu cred că ei dans acolo, știi? Și se întâlnesc la golf după aia. Bine, nu, Stevie nu sunt mai, doamne, Dumnezeu să lepte, dar zic așa, ce se întâlnesc, știi, cu, na, e acolo. Tim, nu? Tim, nu e Tim? Da, Tim cu... Tim și cu ălaltă, cu Melissa, cu Melissa, nu? Aia la Yahoo. Aia la Yahoo? Da. Nu înțeles. Whatever, nu suntem acolo cu Corporate World News. Ideea e în felul următor. Google chiar parsează fiecare cuvânt din Gmail-ul vostru. Da, asta e adevărat. Tot ce scrieți în Gmail este trecut, este înregistrat de Google și Google știe fiecare cuvânt. Îi dă sens. Ceea ce ne scapă de problema securității vis-a-vis de situația asta. Adică dacă îi scrii cuiva și nu trebuie să știe altcineva că îi scrie acelui cuiva sau acelei cuiva, nu e o problemă. Cum? Porumbei voiajori. Da. Deci că asta va fi viitorul. Numai că cineva o să gândească la un moment dat să marcheze porumbei voiajori cu diverse logo-uri. Știi? E interesant, știi, să vezi porumbel Adidas sau Nike. Bun, ca idee. În momentul în care noi știm toate cuvintele care sunt scrise în Gmail, bineînțeles că putem targeta pe toți cei care scriu, de exemplu, director general. Sau marketing manager. Sau your ads have been disapproved. Și venim cu un ad de forma hire a PPC company, știi? Și dacă primești un spam în atenția directorului general? Dacă primești un spam, ți se va afișa reclama, cârcotașele. Da, dacă primești un spam. Da, noi am făcut-o pe sarmale. Deci, haideți să vă spun o situație. N-a mers, dar am făcut-o pe sarmale. Adică, ne-am gândit că cineva vroia să afle rețete de sarmale într-o altă țară. Deci, era campanie pentru expați români. Da? Și am făcut-o targetând sarmale. N-am avut cele mai bune răspunsuri, adică n-a fost ceea de succes, dar au existat oameni care au reacționat la mesajele alea. Și da, oameni care au făcut conversia care era cititul paginii mai mult de 2 minute. Deci s-au uitat la rețetele sarmale. Adică, pe bune, n-ai stat pe o pagină cu rețete de sarmale, doar așa. Știi? Și după aia cu alte rețete românești. Poate uiți la poză și te face poftă. N-aveam poze, era mai în rețeta. Nu, cred că avea poze. Nu avea poze. Avea poze. Da.
Cătălina a zis că face liste de remarketing pe anumite zone. Eu vă zic, trebuie să aveți liste de remarketing pe fiecare sursă de trafic pe care o aveți în site. Aveți trafic direct, aveți liste de remarketing. Aveți trafic organic brand, aveți liste de remarketing. Trafic organic non-brand, liste de remarketing. Și mai mult decât atât, segmentați listele de remarketing în sensul search engine optimization prin liste specifice, cuvinte specifice, cu liste specifice pe locații și pe audiențe, după cum vă spuneam. Dacă faceți pe locații, la nivel semantic, Bulgaria, 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 Turcia, 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 atunci puteți să grupați Bulgaria cu Grecia și îi oferiți același tip de ofertă până la 450 de euro. Peste 450 de euro deja să duci în alt target și îi dai... Hai că nu, deci Barcelona, ce îi dai? Da, peste 450 de euro. Da. Păi deja cred că poți să dai și Turcia de nou, dar poți să dai... Da. Dominicană... Da, da, da. Dubai. Nu, Dubai nu e în, nu e în zonă. Tu vei cu muncă la Dubai. Du-te și muncește în Dubai. Nu ești și scurs la Dubai. Ok, deci, folosește remarketing-ul ca pe email marketing. În contextul în care listele de remarketing pot fi folosite ca liste de subscriber. Da? Ok. Așa. Și acum, venind în completarea lui Radu, există două metode prin care putem număra numărul de telefoane primite din ce surse. Prima este click pentru afișarea numărului întreg. Adică mascăm practic un sfert din număr. Recomandarea este să nu mascați tot numărul, pentru că e trist. Trebuie să vadă utilizatorul că acolo e un număr și după aia mascați din el o parte cu un buton de click to see all number. Click pentru a vedea tot numărul. Chiar dacă pare lung textul ăsta, puteți să mergeți cu click aici și vezi numărul. Sau vezi numărul. Sau pur și simplu vezi numărul. Sau vezi. Sau, nu știu, afișează. Afișează. E bun, afișează. E, dacă are 0745 0753118 afișează, nu e mare treabă să dea click. Poate să dea click și fără să sune, bineînțeles. Dar măcar așa, avem o idee vis-a-vis de câți au dat, au căutat numărul ăla de telefon, știi? Asta e o metodă. Asta e o metodă. A metodă care funcționează. Metoda a doua e în funcție de referrer. Adică, cred că metoda pe care a aplicat-o Radu, nu știu dacă, dar un pic, un pic, e mai cu plus, e cu plus. E cu referrer plus, nu? Că ai și telefonia mobilă acolo. Da. Partea de traficul organic. Ah, se okay. Poate pune pe orice canal. Da, se poate pune pe orice canal, mai mult decât atât. Poți să ai un număr separat pentru toate, pentru campanii diferite. Adică Marius Lăzărescu la un moment dat vorbea despre o aplicație împreună cu Adrian Zamfira, Cubu, dacă nu mă înșel, vorbeau despre o aplicație care să servească numere de telefon pe cuvinte cheie. Adică dacă el caută un anumit cuvânt cheie, pac, îi servește un număr de telefon. Și tu știi care sunt cuvintele cheie care au convertit, mie mi se pare un pic exagerată, pentru că nu toate cuvintele cheie convertesc. Îmi cer mii de scuze, dar nu cred că e atât de... Adică dacă mergi în profunzime, în profunzime pe zona asta, cred că e un pic waste of resources. E foarte greu, mai ales dacă ai undeva la 30.000 de cuvinte cheie pe lună. Deja e costisitor. Să iei teste și să încerci după să le elimini prin eliminare. Da, nu, mi se pare ok, chiar dacă faci rent, cum ar veni, că practic tu nu ai un număr stabil care e al tău, ci îl închiriezi la fiecare utilizator și după aia din centrală tu sortezi. Dar e un pic așa ciudat, nu știu, e greu de explicat la client. Nu știu, adică nu vreau să... E greu. Nu e greu? Adică... Și plus de asta mi-ar fi teamă de un anumit aspect. Păi... E trivial ce zic, dar ca idee, mi-ar trece prin minte. Ce se întâmplă dacă sunt două agenții și eu fac pentru două agenții și îmi sună telefonul lui pentru mine? Nu se poate? Nu, de exemplu, dacă eu fac pentru două agenții și am același, că practic numărul e același, nu? Și dacă el reține numărul? De ce să fie același număr? Stai, de ce să fie același număr?
Păi s-a întâmplat să rotească numele atât de mult. A, tu vorbești de asta, rotation. Da. A, da, aici, da. O, da, ideea e că poți face încă o chestie. De exemplu, dacă targetezi user de mobil, da. Ăia au click to call. Nu, e altă treabă. Cu click to call e altă treabă. Click to call e altă treabă. De asemenea, dacă nu ai face campania pe .ro, ai face-o pe US, să spunem, ai putea să folosești un serviciu third party, să zicem Twilio. Ai folosit Twilio? Da, nu Twilio, dar am folosit. E ok, dar nu rezolv problema noastră, pentru că noi nu suntem în UK, nu suntem în US, noi suntem încă pe Carpato Danubiano Pontic, sumei. Din păcate. Eu nu sunt naționalist, nu știu dacă știi, dar nu aș zice așa. Ca idee, funcționează la ei, am mai auzit-o și pe affiliate marketing, ei folosesc soluția asta, merge, da. Dar nu la noi și nu cred că nu merge la noi. Ideea e că va trebui să, din punctul de vedere, va trebui să ții un număr pentru un canal. Da, dacă asta este și recomandarea noastră, să ai tracking-ul foarte bun, va trebui numărul ăla să fie legat de canalul ăla. Da, asta e și recomandarea noastră. Dom'le, ai un canal în care investești, nu știu, 2, 3, 4, 5 mii de euro pe lună sau mai puțin, nu contează, nu neapărat, nu vă speriți de cifre, poate să investiți mai puțin. Dar, ca idee, dacă investiți o grămadă de bani într-un canal, na, eu zic că să ții un număr de telefon și să faci alocarea numărului în funcție de unde vine utilizatorul pentru canalul spre ei, că e o trivialitate, nu știu cum să zic. Na, adică nu văd ca o problemă. Plus de asta aș scoate numărul de telefon din anumite locuri din site. Am auzit că există programe de afiliere și afiliați care nu acceptă să facă affiliate marketing pentru clienți care au afișat numărul de telefon pe site. Deci, nu. Acum, e o altă cultură și n-aș vrea să mergem mult în direcția aia, știi, că, domne, vreau să rămână numai formularul. Na, după cum spunea Cătălin, domne, noi adică un client a zis, hai scoatem formularul, convertește mai mult pe telefon. Nu, așa? Rabă zis. Nu, se întâmplă și așa, deci. Na. Oricum, de reținut este, acestea sunt două variante de tracking și, na, ăsta am fost eu, dacă aveți întrebări, cu mare drag. Te rog, George, te rog. Stai, zi, George. Pierre, dacă ai o căutare pentru vară-iarna. Dacă ai o căutare pentru vară-iarna. Ce landing page-o? Fac și eu ca... Băi, nu, dacă eu caut o vacanță de vara în Bulgaria, da? În timpul iernii, da. Ce landing page îmi oferi? Păi, îți dau... Deci tu ești într-un stat de informare, clar da. Nu vei să pleci atunci în... Păi nu. Întrebare, mi ofer un landing page care îmi va prezenta eventuale oferte, care prezintă oferte de anul trecut, nu, sau care prezintă review-uri la ofertele de anul trecut. Astea sunt cele trei variante, pe care le prefer din astea trei? Toate. Toate la un loc? Și varianta 1, și varianta 2, și varianta 3. Nu, îți dai seama că pot fi toate potrivite. Depinde, am avut oferte bune anul trecut? Sau am avut niște oferte praf de care vreau să uit? Vreți să vedeți dacă au convertit sau nu? Nu, știu că au convertit sau nu. Da, deci dacă au convertit, le prezint pe alea. Da, dacă am niște oferte care merită să fie prezentate, da, le prezint pe alea. Dacă mă pot lăuda cu ele, da, le folosesc pe alea. Deci e o chestie de business, de marketing. Call to action-ul pe alea vechi fiind care? Înscrie-te aici la newsletter sau înscrie-te aici sau spune-mi dacă vrei să te anunț sau atraug în wishlist-ul tău pentru la vară sau, nu știu, aș putea să fac o grămadă de nebunie acolo. Sau, bine, nici măcar. Aș putea să pur și simplu să te înscriu într-o listă de marketing. Da. Asta e mult mai bine, mult mai safe. Îți dau un review, da. Cred că e o variantă bună. Sau îți dau niște... Îți spun într-un articol că de ce e bine să te duci vara la bulgari. Uite, de exemplu, pentru Aerolines, la un moment dat, eu dau din casă, că nu e o problemă. Deci am făcut, la un moment dat, o campanie. Erau pentru bilete Aerolines, e cu bilete de avion, e grupul de la... Aerotravel. Nu, Aerolines, lasă Aerotravel, am făcut și pe Travel. Dar, nu. Aerolines, mă, de la Eurolines. Sunt cei de la TUI. TUI acum, da. Nu, stai puțin. Aveau niște chestii cu avioane și se numea Aerolines. Bun. Și acolo a fost o problemă, pentru că, după cum știți, există solicitările de ofertă, chiar și low cost, să plătesc cu Amadeus. Da? Nu știu dacă
nu știu dacă știți, dar să plătesc pe Amadeus. Deci dacă îți de locul să plătesc pe număr de căutare. Adică dacă de fiecare dată când căutați voi Bulgaria, București, Roma, low cost. București, Roma, low cost. Utilizatorul plătește. Agentul site-ul plătește. Deci pe Vola plătește. Eu nu știu exact care e deal-ul la Vola, nu știu acum. Dar ca idee plătește. Zic eu la bere după aia. Am înțeles, ok. Wow, bun. Anyway. Și ce am făcut, am fost așa, am construit niște landing page-uri, am recomandat, la momentul respectiv oferea și consultanță în zona asta și au fost construite niște landing page-uri cu recomandări în avion, în aeroport. Ce să faci când ajungi în aeroportul la Munich? Păi poți să faci aia, să faci aia, poți să te duci să iei avionul, să iei acolo că e mai ieftin, poți să te duci să iei trenul ăla, poți să vizitezi aproape, dacă ai doar o oră, poți să te duci în partea asta. Super util! Oamenii veneau, citeau, și erau și cu poze frumoase de cum e Munich și cum e Barcelona și nu știu ce. Și după aceea ziceau, vreau și eu o ofertă. Și se duceau pe site. Da, asta mă gândeam că... Landing page-ul care practic era o interfață către căutare. Asta mă gândeam că un landing page gen TripAdvisor ar fi cel mai ok pentru o astfel de căutare. Da, dar nu cred că, adică, nu e rețeta, adică nu doar ca atare. Asta a fost și ideea mea când vorbeai de iarnă-vară. Da. Adică în momentul ăla doar mă documentez. Bine, și mare cuvântul vară cu cuvântul. Mare atenție la cuvântul vară în aduri. Cornel, ți-a aprobat adurile alea cu vară? Ok. Era o mare problemă în Google Search cu vară, cuvântul vară. Nu știu de ce. Ok, mai punem întrebare și după aia la bere la Oițelor 22. Te rog. Vreau să te întreb dacă ai făcut sau ai informații despre partea de incoming, adică de turiști străini care vin în România. Am înțeles la e-travel. Au existat agenții care s-au specializat pe zona asta, dar poate Cătălin ne răspunde mai bine. Eu am fost până acum la un eveniment, la fel în Germania, pentru partea de incoming și există în principal există deal-uri între agențiile de turism locale și agențiile din Germania, Polonia. Absolut, există, da, sigur. Pattern-uri de căutări în momentul de față din Germania către România nu prea există. Adică ei să-și facă singur vacanța, E destul de dificil. Adică ei, de exemplu, cea mai populară e toată zona aia de Sibiu, știi? Absolut, da. Și pattern-uri de căutări până acum în engleză n-am găsit, să zic sincer. Am găsit ceva în germană, dar e foarte greu atât timp cât site-ul tău nu e în engleză sau site-ul efectiv pe care îl promovezi n-are engleză germană. Mm-hmm. Okay. Și era ideea că biletele de avion, chit că vinzi la român, chit că vinzi la neamț, aceeași comisiune. Adică acum depinde de companie la companie. Înțeles. Incoming există, dar e foarte mult chestia de agenția din România, care e mare, vorbește cu agenția cealaltă din Germania, care nu e mare. Și își fac ei în business-al lor. E B2B. Da. Mersi. Bine, dar asta nu, adică nu ignoră faptul că am putea să ne promovăm către germani și dar nu sunt aceleași reguli ale jocului. E foarte greu să găsești keyword-urile astea. Nu, deci regulile jocului sunt complet diferite, adică, na. Și search marketing-ul... Și mai am încă una bună. Ei folosesc foarte mult kayak-ul. Deci ei... Kayak-ul, da. Da, ei folosesc... cum se numește doamne asta de punctele căutărilor? Meta search. Dar nu e corect, că meta search în search engine optimization și în search engine marketing înseamnă top pile, de exemplu, acel integrator de motoare de căutare care servește de e un pic incorrect când zic și monodoco sau monondo sau da. Maica mea e consumator de monondo, m-a surprins. Pac, a dat click, era pe a patra poziție în dreapta. Și a dat click. Zic, păi de ce ai dat click pe ăla? Cum e bre, dar eu mă chinui să aflu de ce dai click. Mi-mi place să mă uit așa la mama, că mai face câte chestii. Stă și să uită pe un site și zic, a, tu ești acolo 10 minute pe site-ul ăla, a? Dar ce cauți aia? Zic că, bre, mă uita și eu, păpune. Da. Ok. Da, într-adevăr, ei folosesc integratoare și meta, cum le zic ei, în domeniu. Ok, guys, mersi mult de tot pentru că... ați venit. Mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat încă o dată! Și mulțumesc! Două secunde vreau să vă mai rețin. Vreau să vă mai rețin încă puțin, să vă mai povestesc despre următoarele aspecte.
Vă mulțumesc celor care au trimis SMS la 7415. Mulțumesc de asemenea și sponsorului special Newsman, soluție de trimitere newsletter pentru antreprenori. Aveți flyer-le pe masă, puteți să le luați cu voi, să știți că chiar luați-le, băgați-le în geant acum și bun. Ok. Și mulțumim de asemenea partenerilor noștri, IQ Ads, Traffic.ro, Comunicate de Presă, Două Parale, SEO Monitor, Web Digital, dar și celor care ne găzduiesc, respectiv Tonka Sol Cafe. Vă mulțumesc, sper să vă văd în număr și mai mare data viitoare, sper să veniți voi și să aduceți și prietenii și mai mulți și cei care sunt interesați sau cei care nu sunt interesați, pentru studenți. Vom face o ofertă acum în premieră, vă spun lucrul ăsta, că încă n-am ajuns să discut despre lucrul ăsta, dar pentru studenți vor exista facilități de a intra la lumea SEO PPC. Sau gratuit, cum vă zic. Dar nu spun. Vor exista multe facilități pentru studenți și pentru cei care sunt businessmen, antreprenori și cele, sper că cei 7 euro să fie doar un sughiț în... Și nimic important, așa, și care ne ajută pe noi să avem speaker mai bun și toate cele, nu știu. Tot ce înseamnă promovare, tot ce înseamnă echipă, care, e nevoie ca să susținem acest eveniment și să-l facem să meargă în continuare. Sperăm să găsim și toate resursele necesare și să vă aducem din ce în ce mai multă informație de calitate. Vă aștept să ne spuneți părerile voastre pe grupul de pe Facebook, să dați like, share și toate cele în contextul în care sunteți supărați pe noi, să ne spuneți, băi, nu ne-a plăcut de ce a zis Macovei sau Radu sau Ionuț. Și pe site, da. Mulțumesc mult, enjoy your evening, ca să zic așa, nu trebuie să plecați nicăieri, continuați seara și, dacă aveți întrebări și așa, puteți să ne chemați, ne trageți de mână. Vă aștept la Uiților numărul 22, la Noaptea Agențiilor, unde o să plec chiar în momentul ăsta. Vă mulțumesc mult!